copiii trebuie să învețe că nu e normal să dea șpagă. Dacă din școală îi învățăm să dea șpagă, după aia ne mai mirăm că ajunși adulți vor lua șpagă. În primul an am încercat să, într-o cutie cu mersi de Crăciun, un voucher. Părinții te încearcă. Vin o dată, de două ori, te încearcă cu o sticlă de ceva. Dacă ține, mai revin. Dacă te scandalizezi... Inspectorul școlar e pus politic, directorii sunt pus politic. Și, na, copiii simt la un moment dat că sunt niște chestii anormale, mai sunt unii care se răzvătesc, se... Toți pot să plece. Mă mai cer cu ei pe Facebook. Mă, dacă plecați toți, că aici cine mai rămâne? Mie cine îmi plătește pensia? După părerea mea, este cea mai mare ciumă a sistemului de învățământ titularizat. Ești titular, timpul trece, la fel merge. Asta e ca și cum ție la locul tău de muncă s-ar face contract pe veci. Dai, nu dai randament, te duci, nu te duci la serviciu, faci, nu faci. E ca și cum tu te duci la serviciu și stai pe Facebook. Și nu te dă nimeni afară pentru că ești titular. Cam așa e și cu titularizarea în sistemul de stat. Practic, dacă nu violezi sau nu omori un copil, și atunci ai martor că va veni sindicatul și o să nuanțeze promoția, că i-a plăcut violul sau că circumstanțează cumva. Nu poți să ieși nimic. E și unul dintre motive pentru care nu vreau să mă titularizez. Și eu sunt comod. Cred că m-aș puturoși dacă aș ști că orice... Cred că orice fac, orice nu fac, indiferent de ce fac, nu mi se întâmplă nimic. Unde mai e motivația? Hai, vă dăm cadourile astea. Și pe mine, părinții te încearcă. Vin o dată, de două ori, te încearcă cu o sticlă de ceva. Dacă ține, mai revin. Dacă te scandalizezi... În primul an am încercat să, într-o cutie cu mersi de Crăciun, un voucher. Și am văzut voucher, am făcut urât și nu știu câți dintre colegii mei au refuzat voucherul. Cum am făcut eu și am rușinat, am spus copiilor, uite așa au făcut părinții voștri. Uite, au strâns bani, au luat voucher. Ce părere aveți despre chestia asta? Mai ales că eu le spusesem la prima oră de informatică, suntem prieteni și că putem discuta orice. Cum vi se pare între prieteni să oferi bani? Și le-am explicat că eu sunt plătit, așa prost cum știți și voi că sunt plătit, nu mă obligă nimeni. O fac în alegere personală. Nu trebuie să substituiți voi cumva faptul că eu sunt prost plătit de către stat. Și nu s-a mai întâmplat. Copiii ce au zis? Copiii s-au dus acasă și și-au certat părinții. Că, uite, George s-a supărat că a făcut asta și nu s-a mai întâmplat. Adică următorul an au făcut un brăduț pe care l-au împodobit cu taste de la calculatoare vechi. Și mi s-a părut un cadou potrivit, un cadou, cum să zic, era un cadou de apreciere a efortului meu. Nu era o formă de șpagă. Eu consider ca profesor că am avut o atitudine normală și că i-am educat într-un fel să nu facă asta. Și cred că am înțeles. Sunt convins că am înțeles. Copiii trebuie să învețe că nu e normal să dea șpagă. Dacă din școală îi învățăm să dea șpagă, după aia ne mai mirăm că ajunși adulți vor lua șpagă, nu? Mulți colegi de-ai mei, uită de ce vin la școală. Uită că venim la școală pentru copii. Și comportamentul e ca și cum vin la școală pentru mine, pentru doamna directoare, pentru domnul director. Pentru șefa, pentru... Adică uităm. Activitatea didactică e ultimul lucru, e subsidiar. E lucru care ne preocupă cel mai puțin. E ceva ce majoritatea fac când se sună, se duc la oră, de-abia așteaptă să treacă ora ca să se preocupe de alte chestiuni până școală. Unii dintre noi chiar ne străduim să fim profesori buni. Eu cel puțin mă străduiesc ca felul meu și la nivelul meu să schimb ceva. De asta m-am făcut profesor, să pot schimba ceva.
esență trebuie să știi să-ți vinzi marca. Copilul are 10, 12, 15 materii. Nu, nu poate să le aprofundeze pe toate. Și apare o concurență. Nu. Trebuie să învingi Facebook-ul, Instagram-ul, iubita, iubitul, telenovele, așa, să-i ții ațintiți asupra ta. Măcar o jumătate de oră, 40 de minute, să împărtășești ceva. Copiii sunt cel mai bun etalon al lui. Copiii imediat evaluează un om care e în fața lor. N-a pus să deschizi gura, să zici ceva de specialitatea ta. Copiii deja te simt ca om. Dacă te simt mai slab, te vor scoate afară de la oră cât o catedră. Rolul în societate al profesorului nu mai e cel care era odată. Dacă la țară, profesorul încă este respectat, profesorul, preotul, mentalitatea rurală. Dar în București, mai, nu, în orașele mari, profesorul e ca oricare alt membru al societății, dimpotrivă are un salariu mai mic. Evident, un polițist local câștigă de două ori cât un profesor. Aici, la școala metropolitană, sunt clase cu 5 elevi, 6 elevi. E ca o meditație. Și mult mai bine lucrezi. Îți dai seama, mult mai bine te poți preocupa de nevoile fiecărui elev, în momentul că ai 5 elevi sau, să zic, 10 elevi într-o clasă. Și alte, cum la Vian, se ajunge la un moment dat, în mod paradoxal, la 37 de elevi într-o clasă. Care e peste numărul legal. Și vin tot stuiul de personaje cu aprobări luate de pe la minister, inspectorat. Și se populează până la refuz o clasă în care nu încap fizic 37 de elevi, nu avem 37 de calculatoare laboratorul de informatică. Există o limită, dar de la limită se pot da derogări. Inspectorul școlar e pus politic, directorii sunt pus politic. Na, copiii simt la un moment dat că sunt niște chestii anormale, mai sunt unii care se răzvătesc, se mai scandalizează, adesea sunt reduși la tăcere, se scanotă la purtare pe motive între cele mai exotice. Toți vor să plece. Mă mai cer cu ei pe Facebook. Mă, dacă plecați toți, că aici cine mai rămâne? Mie cine plătește pensia? Cel mai mult își doresc să plece ca să nu mai întâlnească oameni ca mulți pe care i-au întâlnit ca profesori, să nu mai vadă mediul politic instabil ca la noi în țară, să nu mai vadă prim-ministru analfabet. Astea sunt lucruri care cred că îi fac pe copiii ăștia să plece. Culmea este că sunt și dintre colegi de-ai mei profesori care spun că aici nu mai e nimic. De ce te scandalizezi că vor să plece? Și chiar mă certam. Sunt trecută cu o colegă, profesoară de limba română pe Facebook, dacă tu ca profesor consideri că nu mai e nimic și că să plece, dă-ți demisia. I-am zis, tu ce faci? Care mai e finalitatea muncii tale dacă ți-ai pierdut speranța, nu? Ce mai e? Potențial, sunt copii talentați. E și aici de făcut. Eu cred cu tărie că m-am născut cu un motiv aici. Am fost plecat din afară, been there, done that. M-am întors, nu mai plec. Și mă străduiesc să fac ceva bun aici.